Autoritățile ieșene au intervenit astăzi cu câteva zeci de utilaje pentru dezăpezire. Direcțiile și societățile comerciale subordonate municipalității au mobilizat numărul maxim necesar de utilaje și echipe pentru a combate efectele negative ale iernii. Asta susțin reprezentanții primăriei Iași. În cursul nopții trecute, Citadine S.A. a lucrat pe toate traseele cu 6 autobasculante, 8 sărărițe, un buldo excavator, 2 încărcătoare frontale, 5 tractoare și 25 de angajați, care au utilizat 224 de tone de clorură de sodiu tratată cu inhibitor de coroziune și 2 tone de clorură de calciu. În prezent, în stocurile Citadine S.A. mai sunt 1024 de tone de clorură de sodiu tratată cu inhibitor de coroziune, 50 de tone de clorură de calciu, 102 tone de material antiderapant preparat și 800 de tone de nisip. Salubrise S.A. acționează pe trotuare, alei pietonale și refugii cu 10 motocultoare cu lamă, 7 multicare cu lamă și sărăriță, 2 încărcătoare frontale și 2 autobasculante, precum și cu 110 muncitori, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al primăriei Iași. Pentru dezăpezire, în acest sezon se intervine cu 152 de utilaje și autovehicule, cu 11 mai multe ca în sezonul trecut, 85 dintre acestea fiind ale societăților comerciale ale municipalității, iar restul închiriate de Citadine S.A. Dintre autovehiculele municipalității, 9 sunt noi. Reprezentanții primăriei fac apel la ieșeni ca, în cazul în care observă persoane fără adăpost în spații deschise în această perioadă cu temperaturi negative, să apeleze numărul unic de urgențe 112 sau dispeceratul poliției locale. Oamenii străzii vor fi conduși la spital sau la Direcția de Asistență Socială pentru a primi ajutorul necesar.